După câțiva zeci de ani de așteptare, familiile domiciliate pe strada Voievodul din Petroșani au în sfârșit apă la robinete. Până acum, oamenii din zona situată chiar în centrul localității erau nevoiți să care zilnic apă cu gălețile de la un izvor aflat la o distanță de câteva sute de metri. Cum e cu apă? Acum foarte bine. Ce să mai zicem? A fost foarte greu, domnul meu. Noi aici, în centrul orașului, n-am avut apă. Este foarte, foarte... Nu am cuvinte, că cei care nu știu ce înseamnă să car cu bidonile apă și ca să speli o haină în mașină, trebuie să urci de 14 ori să aduci câte 5 kg. Am și eu o vârstă oarecare care deja acum mă bucur de ea. Că... Am avut izvoare și au secat și n-am mai avut apă. De ani de zile și iarna n-avem de unde să luăm apă, că îngheață izvorul ăla, să vedeți cum curge ca degetul. Nici ca degetul nu curge, țârâie. Și așa am luat ani de zile. În plus e o mare bucurie. Vai, nici nu ne vine să credem că avem apă. Suntem fericiți toți de aici, de pe strada asta. Până la urmă se pare că dacă există voință, se rezolvă orice. Hai de mine, dar nici nu știu că nu i-am cunoscut pe Domnul să-i dea Dumnezeu sănătate. Singur om care a zis că se poate, adică că trebuie făcut, așa au zis. Și n-am să uit cuvântul ăsta niciodată. Câte ori o să-i dea drumul la robinet, atâta ori o să ascult. A fost cum să cade cu noi. Am făcut cerere și am fost în audiență și imediat a doua zi a venit domnul director să uita și a zis că trebuie să rezolvăm. Și s-a rezolvat. În două săptămâni avem apă. Situația s-a rezolvat în doar două săptămâni după ce oamenii s-au prezentat în audiență la conducerea firmei care distribuie apa potabilă în Valea Jiului. La audiență au venit 5 persoane de pe această stradă și mi-au spus că vor să aibă apă. Nu am știut despre ce este problema. Am venit la fața locului, am fost mișcat sufletește de faptul că de la un izvoraș foarte mic cărau apă de băut și atunci am pus pe colegii mei să facă un studiu, lucru care a durat două zile și după aia într-o săptămână am rezolvat. Deci dacă de 30 de ani, de 40 de ani, cum povesteau oameni, nu au avut apă niciodată pe strada Voievodului, începând de acum, au apă. Și după cum ați văzut și noastră, oamenii sunt foarte mulțumiți și în același timp și eu sunt mulțumit sufletește că am putut ajuta un om. Și cred că mai mult decât de a-l ajuta și de a-i da apă. Cu o investiție minimă din partea APASERV, 10 case au fost racordate la rețeaua de apă potabilă. 10 familii au fost branșate, pentru noi cei de la APASERV costurile au fost minime. Deci eu cred că acești oameni puteau fi branșați la apă de mai mult timp, fiindcă totuși noi ne aflăm în municipiul Petroșani. După cum a mai precizat directorul APASERV, astfel de acțiuni vor continua și pe viitor, chiar dacă numărul celor care solicită racordarea caselor la rețeaua de apă și canalizare este unul mic.